Răcoare, leagă neprinse în copaci și, desigur, muzică bună, nu? E atmosfera în care au petrecut peste 1000 de târg mureșeni o seară plăcută de sâmbătă. Și decorul a fost de poveste, o insulă pe care petrecăreții au putut ajunge doar cu bacul. Au fugit de căldură și s-au refugiat pe insulă. Peste 1000 de locuitori din Târgu Mureș au petrecut noaptea trecută într-o atmosferă de invidiat. Desculți în iarbă pentru 24 de ore se întâmplă la Târgu Mureș, într-o seară de sâmbătă, unde altundeva decât pe o insulă, pe care, pentru a ajunge, trebuie să traversăm râul Mureș cu bacul. Dacă pentru unii călătoria până la locul distracției a fost cât se poate de plăcută, altora le-a dat emoții mari. E experiență frumoasă cu bacul. Da, mi-a plăcut. Cum e cu bacul? Ți-a fost frică? Nu mi-a fost. Am scăpat de multe, e bine că am scăpat. Pe insulă au fost întâmpinați cum nu se poate mai bine. Să ai un club, să ai o discotecă pe o insulă, în aer liber, ce Dumnezeu poți să-ți dorești? Cum e pe leagăn? Cum e? E bine. Plăcut? Da. După un concert al Adei Milea, petrecăreții s-au așezat pe baloți de paie și au vizionat un film în aer liber. Să vină toată lumea la popcorn. Foarte drăguț. Ar trebui să facă mai des evenimente de genul. E foarte frumos, nu foarte aglomerat și lumea se simte foarte bine din câte văd. A urmat un mega party pe vinil. Mă încântă foarte tare, îmi place atmosfera. Foarte mulți oameni interesanti, atmosfera faină. Merită asemenea evenimente? Merită, 100%. Iar petrecăreții nu au plecat până când nu a răsărit soarele. La sfârșit. Până dimineața? Da, normal. Să stăm până la răsăritul soarelui. Evenimentul este deja la a treia ediție, iar organizatorii promit că nu se vor opri aici.